Bună ziua, suntem iarăși la școala Auto Masterclass și împreună cu voi vom trece următoarea lecție, secțiunea numărul 6, marcaje rutiere, anexa numărul 4 din regulamentul circulației rutiere. De la bun început am vrea să vă menționăm următorul lucru, că marcajele rutiere sunt un mijloc de organizare a circulației rutiere foarte și foarte important. S-a constatat că prezența marcajului pe drumul public duce la scăderea accidentelor rutiere cu până la 20%. Marcajele rutiere servesc la organizarea circulației, la avertizarea sau la îndrumarea participanților la trafic și pot fi folosite de sinistrator sau în asociere cu alte mijloace de semnalizare rutiere, a căror semnificație o completează, dublează sau o precizează. Marcajele rutiere se divizează în marcaje orizontale și în marcajele verticale. Marcajele rutiere orizontale sunt toate liniile desenate pe drumul public pe partea carosabilă, iar marcajele verticale sunt de obicei plasate pe parapetele rutiere, pe capetele podurilor sau alți piloni de sprijin și altele. Marcajele rutiere orizontale stabilesc anumite reglementări pentru circulație și sunt de culoare albă, galbenă sau portocalie și se aplică pe carosabil sau pe borduri. O mică remarcă, în regulamentul circulației rutiere în punctul 30 s-a comis o omisie, respectiv avem și marcajul de culoare roșie care o să-l întâlniți în traficul rutier pe drumurile publice pe carosabile, însă nu este descris aici culoarea roșie. Marcajele rutiere verticale sunt formate dintr-o asociere de benzi roșii și galbene, posibil să fie albe și negre cele mai vechi. Se aplică pe elementele de construcție ale drumului, pe poduri, pasaje denivelate, pilonii viaductelor, parapete, stâlpi, precum și pe alte obiecte aflate pe platforma drumului și care prezintă pericol pentru circulația rutieră, prevenind impactul și facilitând orientarea vizuală a conducătorilor. Semnificația marcajelor rutiere și particularitățile de aplicare a acestora. Semnificația marcajelor orizontale. Din cadrul marcajelor orizontale vom vorbi întâi despre marcajele longitudinale. Aceste linii sunt trasate de-a lungul drumului și avem și marcajele transversale care sunt trasate de latul drumului, însă despre ele vom vorbi puțin mai târziu. Primul marcaj este 111, linia îngustă continuă. O vedeți aici jos, linia îngustă continuă. Aceasta semnifică, având mai multe variante, dacă observați avem varianta A, B, C, D și E, fiecare semnificație fiind diferită. De la voi în trafic se va solicita ca să cunoașteți liniile de marcaj și să știți cum să procedați atunci când le veți întâlni. Nu veți fi întrebați numărul și varianta liniei, de exemplu 111 varianta B. Linia îngustă continuă semnifică, și avem prima variantă, fluxurile de transport de sensuri opuse pe sectoarele de drum care au două sau trei benzi de circulație sunt delimitate anume de linia 111 varianta A. Și atât o să găsim această variantă aici. Observați ce rol are această linie. Această linie împarte fluxul de transport de sensuri opuse, adică sensul de contrasens, pe sectorul de drum periculos, intersecția fiind un sector de drum periculos, care au două sau trei benzi pentru circulație. Și observăm, avem una, două și trei benzi de circulație are drumul. Această linie, varianta A, delimitează sensul de contrasens pe un drum care are două sau trei benzi de circulație în locul periculos. Varianta B a linii 111 delimitează benzele pe carosabil care au două sau mai multe benzi pe sens pe sectoarele de drum care prezintă pericol. Și atât o să căutăm în imaginea de mai jos varianta B a linii 111. Observăm iarăși că avem un drum cu trei benzi de circulație. Două benzi sunt de la stânga la dreapta, direcția de deplasare și una este în contrasens. Respectiv, banda 1 de banda a doua, la intersecție, care este un loc periculos, va fi delimitată sau împărțită de linia de marcaj 111 varianta B. Linia 111 varianta C delimitează locurile pe carosabil unde intrarea este interzisă. Haideți să o găsim. Iată, uitați-vă, aveți așa un marcaj care este delimitat prin linia respectivă 1-1 varianta C, locul respectiv este interzis să intrați pe el și este
delimitat de carosabil prin linia 1-1 varianta C. Vă închipuiți ca fiind un perete. Varianta D a linii 1-1-1 delimitează locurile pentru staționarea vehiculor și atât o găsim aici în poza de mai jos. O să vedeți, toate locurile de parcare sunt delimitate prin linia 1-1-1 varianta D. Este interzis de a încălca această linie. Mai departe, varianta E a linii 1-1-1 ne delimitează marginea carosabilului pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, altele decât autostrăzile în afara localităților. O găsim acuși cu voi în trafic. Iată, am găsit aici linia 1-1 varianta E. Această linie, după cum am zis, delimitează marginea drumului. Da, delimitează partea carosabilă de acostament, linia 1-1-1, varianta E. Avem următoarea regulă. Este interzisă încălcarea liniilor 1-1-1 de toate variantele. Nu avem voie să încălcăm linia 1-1-1. Avem și o excepție de la această regulă. Linia 1-1-1 poate fi încălcată numai în cazul în care aceasta delimitează marginea din dreapta carosabilului pentru scoaterea vehiculului de pe carosabilul drumului în cazul opririi fortuite. Adică linia 1-1-1 de varianta E o veți putea încălca doar prin partea dreaptă pentru a scoate vehiculul în afara carosabilului atunci când sunteți într-un caz de oprire fortuită. În rest, liniile 1-1-1 este interzis de a le încălca. Linia 1-1-2, linia îngustă, discontinuă, la care lungimea hașurilor este de două ori mai mică decât intervalele dintre acestea. Linia 1-1-2 semnifică delimitarea mărginii carosabilului pe drumul care au câte o bandă de circulație pe sens. Linia 1-1-2 poate fi încălcată pentru a efectua oprirea pe acostamentul drumului în locul în care oprirea sau staționarea este permisă, precum și pentru a repune în circulație vehiculul pe carosabilul drumului. Și atât o vedem aici, linia 1-1-2, lungimea hașurilor fiind de două ori mai mică decât intervalele dintre aceasta, și o vedem aici în trafic, ea ne delimitează marginea drumului, care are doar câte o bandă pe sens. Nu este interzis să încălcăm această linie. Linia 1-2, linia lată continuă. Această linie de asemenea are două variante. Prima variantă, varianta A, marchează marginea carosabilor pe autostrăzi. Și haideți să o găsim aici. 1-2A marchează marginea carosabilului pe autostrăzi și varianta B delimitează benzele rezervate vehiculor de rută. În această situație, asta este linia. În cazul în care există o bandă rezervată vehiculor de rută, această bandă de restul benzelor de circulație va fi delimitată sau separată, anume de linia 1-2B. Această linie, fie că este varianta A, fie că este varianta B, nu avem voie să o încălcăm. Unica excepție este ca și în cazul linii 1-1-1, varianta E, linia 1-2A poate fi încălcată atunci când delimitează marginea exterioară a carosabilului pe autostrăzi și doar pentru a scoate vehiculul în partea dreaptă în caz de oprire fortuită. Linia 1-3, linia îngustă continuă dublă, care separă fluxurile de transport în sensuri opuse pe drumurile cu 4 sau mai multe benzi pentru circulație. Este categoric interzis să încălcăm linia 1-3. Dacă o singură linie nu avem voie să o încălcăm, cu atât mai mult nu vom avea voie să încălcăm două linii. Linia îngustă continuă dublă. O observăm aici. Trebuie să reținem următorul lucru. Ori de câte ori veți avea pe axa drumului, pe centrul drumului, marcajul 1-3, linia îngustă continuă dublă, să știți că obligatoriu drumul acela are cel puțin 4 benzi de circulație, 2 într-un sens și 2 în sensul opus, dar poate să aibă și mai multe benzi de circulație.
Linia 1-4, linia îngustă continuă, are semnificația de a interzice oprirea, poate fi utilizat separat sau în asociere cu indicatorul 3-31, limitându-i astfel zona de acțiune. Linia 1-4 se aplică pe bordurile trotuarilor sau pe marginea carosabilului. Și atât o vedem, linia 1-4, într-o situație rutieră, cum ar putea fi realizată respectiv pe toată durata existența acestui marcaj, nu veți avea voie să opriți. Atunci când se aplică cu indicatorul 331, această linie îi zona de acțiune a indicatorului, care în mod normal urma să fie valabil până la următoarea intersecție. Marcajul 1-5, linia îngustă discontinuă, lungimea hașurilor fiind de 3 ori mai mică decât intervalele dintre acestea. Avem iarăși două variante. Prima variantă, 1-5A, separă sensurile de circulație în cazul în care drumul are 2 sau 3 benzi de circulație, și varianta B delimitează benzele de circulație pe drumul cu 3 sau 2 benzi de circulație pe sens. Linia 1-5A și B pot fi încălcate din ambele părți. Și atât, dacă o să fiți foarte atenți, o să observați că descrierea linii 1-5 este asemănătoare în mare parte cu descrierea linii 1-1-1 varianta A și 1-1 varianta B. Însă, diferența între ele este că linia 1-1-1 se va aplica pe acel sector de drum periculos. Însă, dacă sectorul de drum nu este periculos, același lucru, fie că separă sensurile de circulație, fie că delimitează benzele, le va face marcajul 1-5, varianta A sau B. De exemplu, așa o situație. Avem linia 1-5A. În acest caz, separă sensurile de circulație. Avem sens și contrasens de circulație. Însă, în situația în care vom ajunge într-un loc periculos, fie că este intersecție, fie că este curbă, linia 1-5A va fi înlocuită cu linia 1-1-1, varianta A. Linia 1-6. Linia îngustă discontinuă, lungimea hașurilor fiind de 3 ori mai mare decât intervalele dintre acestea, prima variantă avertizează despre apropiere de marcajul 1-1-A sau 1-1-B sau de marcajul 1-11-A, care separă fluxurile de transport în sensuri le opuse de circulație sau de același sens. Iată, o să ne oprim aici puțin. Am zis că linia 1-5, varianta A, separă sensurile de circulație în cazul în care drumul are 2 sau 3 benzi de circulație pe sectoarele de drum unde nu este pericol. Menționându-vă și despre faptul că acolo unde va apărea un loc periculos, intersecție, curbă sau altele, se va înlocui cu linia 1-1-1, varianta A, care va face același lucru, adică va separa sensurile de circulație pe drum. Însă, cum să fie mai ușor pentru șoferi să cunoască timpul când deja linia 1-5-A se va schimba cu linia 1-1-1-A, pentru că linia 1-5 permite intersectarea ei, iar linia 1-1-1, varianta A, nu permite intersectarea ei. Iată, între linia 1-5 și linia 1-1 există o linie, rușii spun linia približenie sau linia care ne informează de fapt că ne apropiem deja de linia continuă. Observați, lungimea hașurilor este de 3 ori mai mare decât intervalele dintre acestea. Algoritmul de utilizare. Merge linia 1-5, linia îngustă discontinuă, la care hașurile sunt mai mici de 3 ori decât intervalele. Ulterior, după asta, în apropiere de locul periculos, deja se utilizează linia 1-6, adică linia începe să fie tot mai deasă, ca ulterior să întâlniți doar linia 1-1-1, care deja nu o să mai aveți voie să o încălcați. Și varianta B
a liniei 1-6 se apară benzurile de circulație cu lățime sporită de 3,75 m ale carosabilului, de acostamentul cu lățime sporită de 1,80 m, la care îmbrăcămintea este identică cu îmbrăcămintea carosabilului, se aplică pe sectoarele de drum din afara localităților. Atât linia 1-6A cât și B pot fi încălcate din ambele părți. Marcajul 1-7. Linia îngustă discontinuă, lungimea hașurilor fiind egale cu intervale dintre acestea, delimitează. Prima variantă delimitează benzile de circulație în limita intersecției și varianta numărul 2, 1-7B, drumul cu prioritate în limitele intersecției este delimitat. Liniile 1-7A și B pot fi încălcate din ambele părți. Observați că atât linia 1-7A cât și linia 1-7B au aceeași formă. Cum voi să le deosebiți atunci când le întâlniți într-o intersecție, că ele delimitează benzile de circulație în limita intersecției sau că ea delimitează drumul cu prioritate în limita intersecției? Respectiv, de obicei, atunci când întâlniți linia 1-7B care ne delimitează drumul cu prioritate în limita intersecției, obligatoriu va fi și indicatorul rutier de prioritate 2-3 drum cu prioritate, fie că veți întâlni cedează trecerea, în dependență de partea intersecției din care vă apropiați. Însă, o altă soluție v-aș propune să vă uitați dacă este o singură linie. Asta înseamnă că este linia 1-7B care delimitează drumul cu prioritate în limitele intersecției. Iată aici. Iar dacă sunt două linii, pentru că benzile sunt la plural, respectiv și liniile trebuie să fie mai multe la plural, dacă avem cel puțin două linii, atunci acestea delimitează benzele de circulație în limitele intersecției și este marcajul 1-7A. 1-8. Linia lată discontinuă, lungimea hașurilor fiind de 3 ori mai mică decât intervalele dintre acestea. Linia 1-8 separă banda de decelerare sau de accelerare de banda adiacentă a carosabilului. La intersecții, între tăierile denivelate, în zona stațiilor vehiculor de rută, poate de asemenea să fie folosită linia 1-8. Linia 1-8 poate fi încălcată din ambele părți. Linia 1-9. Linia îngustă discontinuă, dublă, lungimea hașurilor fiind de 3 ori mai mare decât intervalele dintre acestea, delimitează una sau mai multe benzi pe care sensul de circulație poate fi inversat, precum și separă fluxurile de transport atunci când semaforul reversibil funcționează. Linia 1-9A separă fluxul de aceeași direcție, 1-9B de sensul opus. În cazul în care semaforul reversibil permite circulație pe bandă, linia 1-9A care separă benzele de circulație de același sens poate fi încălcată din ambele părți pentru a intra pe această bandă sau pentru a ieși de pe ea. Iar linia 1-9B care separă fluxurile de circulație în sensuri opuse este interzis de a încălca. La apariția semnalului galben în semaforul reversibil, conducătorul de vehicule trebuie imediat să preselecteze banda din dreapta indicată de săgeată. În cazul în care semaforul reversibil nu funcționează, intrarea pe banda respectivă este interzisă. Și avem linia de marcaj 1-9 care o găsiți și aici. Dacă aveți o bandă sau mai multe benzi reversibile, atunci aceste benzi de restul benzilor de pe drum vor fi delimitate sau împărțite de linia 1-9. Varianta A sau B. Atunci când semaforul se schimbă, iată, linia A cu linia B se schimbă și ele cu locurile. 1-10. Linia îngustă discontinuă are semnificația de a interzice staționarea. Linia 1-10 poate fi utilizată separat sau în asociere cu indicatorul 3-32, adică staționare interzisă cel cu o singură linie, nu acesta, acesta este oprire interzisă, așa, cu o singură linie, staționare interzisă, limitându-i astfel zona de acțiune. Se aplică pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului. Atât o avem aici, linia 1-10. Poate fi în asociere cu indicatorul 3-32-1, respectiv în acel caz îi limitează zona de acțiune la lungimea acestui marcaj.
Indicatorul 1.11, linia dublă formată din două linii înguste paralele, dintre care una este discontinuă, iar alta este continuă. Prima variantă, 1.11a, separă fluxurile de transport în sensuri opuse sau în același sens pe sectorul de drum unde manevrarea este permisă numai dintr-o partea liniei discontinue, și varianta 1.11b determină locurile destinate întoarcerii, intrările pe teritoriile adiacente drumului și ieșirii de pe aceasta în cazul în care deplasarea este permisă numai într-o singură direcție. Marcajul 1.11a poate fi încălcat din partea liniei discontinue, precum și din partea celei continue, dar numai în cazul revenirii la banda inițial ocupată ca urmare a efectuării manevrării de ocolire sau de depășire. Vom vorbi de acum de marcajele transversale, adică acele marcaje care sunt trasate de latul drumului. 1.12. Linia de lățime sporită continuă, linia de oprire sau cum îi mai zic toți șoferii, linia stop, indică locul unde conducătorul trebuie să oprească în cazul în care este instalat indicatorul 2.2, trecere fără oprire interzisă, la semnalul de interzicere al semaforului, al agentului de circulație, precum și la trecerea la nivel cu calea ferată. Marcajul rutier 1.12 ne arată locul unde noi ar trebui să ne oprim atunci când avem un semnal de interdicție a trecerii. Respectiv, linia dată nu este interzis să o încălcăm atunci când avem semnalul permisiv. Cu alte cuvinte, linia dată nu ne obligă la nimic dacă nu aveam obligația de a opri. Fie că semaforul este verde, fie că agentul de circulație ne permite trecerea, respectiv nu avem obligația să oprim la această linie. Vom opri și ea ne va arăta locul unde noi trebuie să oprim doar atunci când avem interdicția de a trece într-o intersecție sau la o cale ferată sau în alte situații. Marcajul 1.13, format din triunghiuri, iată le observați aici, alăturate cu vârfurile îndreptate spre vehiculele care se apropie, indică locul unde în caz de necesitate conducătorul trebuie să oprească pentru a ceda trecerea vehiculor care se deplasează pe drumul ce urmează a fi intersectat. 1.14.1, 1.14.2, liniile paralele cu axa carosabilului, distincte față de celelalte marcaje prin lățimea lor sporită, indică trecerile pentru pietoni. Marcajul 1.14.2 are și săgețele direcționale pentru sistematizarea circulației pietonilor. 1.15. Liniile paralele discontinue perpendiculare axei drumului, lungimea hașurilor fiind egale cu intervalele dintre acestea, delimitează locul unei piste pentru bicicliști între taie carosabilul drumului. Pe acest marcaj 1.15, în lipsa trecerei pentru pietoni, pietonii au dreptul să circule. Alte marcaje, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, liniile late, conturate, paralele sau oblice marcază spațiile de pe drum pe care intrarea este interzisă, respectiv 1.16.1 locurile de întrerupere a benzii de separare, spațiile rezervate, de refugiu și altele. 1.16.2, insulițele directoare în locurile de separare a fluxului de transport, și 1.16.3, insulițele directoare în locurile de fuzionare a fluxului de vehicule. 1.17.1, linia îngustă continuă, în zigzag, având sau nu inscripția bus ori taxi, determină locul opririi în stația vehiculor de rută, autobuze, troleibuze sau locul de staționare al taximetrelor. Iată, le observați aici. 1.17.2. Grupajele de linii care se aplică pe benzele rezonatoare transversale. Le observăm, este un marcaj de culoare roșie, ele în natură, benzele respective transversale rezonatoare, nu sunt de culoare roșie, însă se aplică marcajul de culoare roșie pe ele ca să fie mai ușor observate de către noi șoferii. Mai departe. Marcajul 1.18. Săgețile cu fusele drepte presemnalizează direcția de circulație pe benzi permise în intersecție. Marcajele 1.18 pot fi utilizate separat sau în asociere cu indicatoarele rutiere direcției de deplasare pe benzi. În cazul în care marcajul simbolizează un drum fără ieșire, acesta arată că virarea spre carosabilul apropiat este interzisă. Marcajul ce permite circulația spre stânga din bandă extremă stângă permite și întoarcerea. Și atât aici o mică remarcă. Aceste săgeți, marcaje 1.18, sunt plasate înainte intersecției și ne arată direcția obligatorie de deplasare în intersecție. Adică de aici vom avea voie să mergem doar înainte, de aici vom avea voie să mergem doar la stânga.
tot ce permite stânga, permite și întoarcerea. Și asta nu este complicat. Ce este cu acest marcaj care ne reprezintă un drum fără ieșire? Marcajul care reprezintă un drum fără ieșire, iată aici, iată acest marcaj, da? Printre altele, nu ne spune că drumul are ieșire, dar ne spune următorul lucru, că virarea spre carosabilul apropiat este interzisă. Dacă ne uităm aici, avem un drum care are bandă de separare, respectiv el separă carosabilul, el separă drumul în două carosabile. Primul carosabil și a doilea. Care este carosabilul apropiat? Iată, acesta este carosabilul apropiat. Respectiv, virarea, noi virând de aici la stânga, nu vom avea voie să virăm pe carosabilul apropiat, dar va trebui să virăm pe următorul. Din ce cauză? Aici este contrasens. Tot circulă în direcția respectivă. Indicatoarele rutiere 1.18.2 presemnalizează direcția de circulație pe benzi în intersecția cu sengeratoriu cu cel puțin două benzi pe sens. Marcajul 1.19. Săgețele cu fusele încovoiate presemnalizează apropierea de sectorul de drum îngustat al carosabilului în asociere cu indicatoarele 1.18.1, 1.18.2 și 1.18.3, adică drum îngustat. 1.19b ne spune despre apropierea de sectorul de drum pe care numărul benzilor de circulație se reduce și 1.19c ne spune despre faptul că ne apropiem de marcajul 1.1.1 varianta A sau 1.11 care separă sensurile de circulație opuse. Respectiv, noi va trebui să cunoaștem când săgețele cu fusele încovoiate ne informează despre faptul că numărul de benzi se reduce sau drumul se îngustează și când ele ne informează despre apropiere de marcajul 1.11A sau B. O mică remarcă. Vom delimita aceste marcaje, aceste săgeți, în două. Avem varianta A și B în una, atunci când real drumul se îngustează, și varianta C atunci când drumul de fapt nu se îngustează. Iată, ori de câte ori avem varianta A sau B și drumul se va îngusta, fie că dispare banda, fie că este o îngustare de drum, veți întâlni marcajul 1.19 pe centru benzii. Observați, avem marcajul pe centru benzii. Ori de câte ori avem varianta C, 1.19C, vom întâlni marcajul pe centru drumului, pe axa drumului, acolo unde sunt marcajele. Și iată, dacă întâlnim această linie de marcaj pe centru benzii, asta înseamnă că banda se sfârșește, că drumul se îngustează. Însă dacă o întâlnim pe linia de marcaj în asociere cu linia 1.6, ea ne informează despre faptul că de grabă din linie discontinuă, linia va deveni continuă în marcajul 1.1.1a sau 1.11 și nu vom mai avea voie să trecem de o parte sau de alta. De asta va trebui să revenim înapoi pe banda noastră de circulație atunci când întâlnim această săgeată. 1.20.1. Triunghiul, având o latură paralelă cu marcajul 1.13 și vârful îndreptat spre vehicule care se apropie, presemnalizează apropierea de marcajul 1.13. 1.20.2. 1.20.3. Inscripția copii sau școală presemnalizează apropierea de instituțiile preșcolare-școlare, locurile unde persistă pericolul de apariție a copiilor pe carosabil, se aplică pe carosabil pentru completarea indicatorului 1.21. 1.21 marcaj. Inscripția stop presemnalizează apropierea de marcajul 1.12, adică de linie de oprire, în cazul în care aceasta este în asociere cu indicatorul 2.2, adică trecere fără oprire interzisă. Marcajul 1.22. Inscripțiile cu litere sau cifre indică numărul atribuit drumului itinerarului. 1.23. Inscripția BUS determină banda destinată circulației vehiculor de rută, precum și stațiile de oprire a lor. Iată, banda și stația. 1.24. Inscripția taxi determină locul de staționare destinat taximetrelor. Observăm aici. 1.25. Simbolul persoanei cu dizabilități determină locul de staționare rezervat vehiculelor conduse de către persoanele cu dizabilități. 1.26. Inscripția POL determină locul de staționare rezervat vehiculelor de patrulare ale poliției.
1.27.1, inscripția 50, se aplică pe carosabil pentru completarea indicatorilor rutier 3.27. Inscripția poate avea și altă semnificație care să corespundă semnificației de pe indicatorul rutier 3.27. Inscripția 1.27.2, 1.27.3. Simbolurile indicatoarelor 1.20 și 3.23 se aplică pe carosabil pentru completarea și eficientizarea acestora. 1.27.4, 1.27.5. Simbolurile indicatoarelor 3.28 și 3.24 se aplică pe carosabil pentru semnalizarea sfârșitului zonelor respective cu viteza maximă limitată și de interzicere a depășirii. 1.28. Liniile diagonale încrucișate cuprinse într-un contur delimitează în intersecție locul de intersectare a carosabilor drumurilor. Este interzisă intrarea pe marcajul 1.28 în cazul în care semnalul semaforului interzice deplasarea sau circulația în direcția de mers este blocată și ca urmare conducătorul va fi forțat să oprească pe acest marcaj. Marcajul 1.28 este de culoare galbenă. Regulă: marcajele orizontale sunt aplicate pe carosabil și sunt de culoare albă. De la faptul că marcajele sunt de culoare albă, avem și excepție. Marcajul 1.4, 1.10, 1.17.1, având sau nu inscripția bus sau taxi, precum și marcajul 1.28 sunt de culoare galbenă. Marcajul 1.17.2, care se aplică pe benzile rezonatoare transversale, este de culoare roșie. Fondul marcajului 1.14.1 și 1.14.2 este de culoare roșie dacă acestea în localități sunt aplicate pe trecerile pentru pietoni supraînălțate sau atunci când în afara localităților trecerile pentru pietoni urmează după benzele rezonatoare transversale. Marcajul care substituie marcajul de bază pe locurile sau pe sectoarele de drum unde se efectuează lucrări este de culoare portocalie, marcajul temporar sau provizoriu. Semnificația marcajelor verticale. Marcajele rutiere verticale formate dintr-o asociere de benzi albe și negre se aplică pe elementele de construcție ale drumului, indicând gabaritele acestuia și servesc ca mijloace de orientare vizuală. Marcajul 211, 212 și 213, precum și 22, sunt formate dintr-o asociere de benzi roșii și galbene, iar marcajul 25 dintr-o asociere de benzi albe și negre. Iată, acestea sunt marcajele, le observați aici. Marcajele verticale semnalizează 211, 212, 213, elementele de construcție ale drumului, piloni ai podurilor, viaductelor, ziduri de sprijin, etc., în cazul în care acestea prezintă pericol pentru participanții la trafic. 2.2. Ne reprezintă marginea de jos a deschiderii bolții tunelului, a podurilor și a viaductelor. 2.3.1, 2.3.2. Stâlp de direcționare a deplasării, de protecție și de rează, mai parapetelor protectoare. Marcajul 2.3.1 trebuie să fie cu element fluorescent reflectorizant de culoare albă, iar 2.3.2 de culoare roșie. Iată, avem niște stâlpișori de direcționare a deplasării care îi întâlniți de obicei pe marginea drumului. Care este marcajul? Marcajul nu este altceva decât această linie neagră. Această linie neagră care ne duce spre carosabil. Pe această linie neagră, obligatoriu trebuie să mai fie un element fluorescent reflectorizant. Dacă întâlnim acest tâlpușor pe partea dreaptă, va fi de culoare roșie, dacă pe partea stângă, atunci acesta va fi de culoare albă. De fapt, dacă o să priviți acest tâlpușor care are culoare albă de partea cealaltă, acest element fluorescent reflectorizant, ca și în oglindă, va fi de culoare roșie. Dacă veți privi acesta de partea cealaltă, el va fi de culoare albă. 241, 242, marcajul care semnalizează suprafețele laterale ale parapetelor rutiere de protecție pe sectorul de drum periculos. 241 este format dintr-un element fluorescent reflectorizant de culoare albă, iar 242 de culoare roșie și sunt amplasate de-a lungul parapetelor, respectiv 241 pe partea stângă a drumului, iar 242 pe partea dreaptă. Observați, marcajele rutiere 242 și 241 nu sunt altceva decât niște elemente fluorescent reflectorizante care sunt aplicate pe parapete. Parapetele vechi aveau marcajul compus dintr-o secțiune neagră, una albă, una neagră, una albă. Acum marcajul de tip nou
nu este altceva decât acest element fluorescent reflectorizant care se aplică pe parapete pe toate sectoarele de drum periculoase. 2, 4, 3. Paletă fluorescent reflectorizantă care completează marcajul 241 sau 242 se instalează pe parapetele rutiere de protecție deasupra marcajelor 241 sau 242. Pe partea stângă a drumului este de culoare albă, pe partea dreaptă este de culoare roșie. Pe drumurile cu bandă de separare sau cu sens unic, atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă a drumului, paletele sunt de culoare roșie. 244. Baliza anteorbire se instalează pe axa drumului pentru preîntâmpinarea orbirii reciproce. De obicei veți întâlni aceste balize pe autostrăzi. 25. Bordurile pe sectoarele de drum periculoase ale carosabilului, precum și refugiile ridicate destinate pietonilor, urmează a fi delimitate prin marcajul 25. Și atât îl vedeți și aici. Aceasta a fost tema noastră marcaje rutiere. Vă doresc o zi bună!